Salut, dragii mei, eu sunt Radu și bine v-am găsit la primul episod de Shadow Fight Arena. Am văzut jocul ăsta acum câteva zile, știu că era pe Magazin Play, știam ceva de Shadow Fight Arena, doar că nu știam foarte multe, știam că se seamănă cu Shadow Fight 3 și am zis să încerc și acest joculeț, să văd cum e. Cel mai probabil este fix ca celelalte jocuri Shadow Fight, doar că este multiplayer acesta. Și în cazul în care mai doriți episoade cu Shadow Fight Arena, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și să vă activați și clopoțelul să fiți notificați de fiecare dată atunci când postez un episod nou. Aș vrea să clarific o mică treabă de la început. Dacă schimb un pic contentul și pun alte jocuri, să nu credeți că mă las vreodată de Last Day on Earth. Last Day on Earth este jocul principal și Shadow Fight Arena, dacă este apreciat, va fi jocul secundar. Așa că, na. Așteptăm mai să se încarce. Până acum jocul îmi place și grafica. Grafica e bombă rău de tot. Mamă, cum arată sabia aia epică. Link skin rar. Da, văd că se încarcă destul de greuț. Îmi plac și imaginile acestea foarte mult. Kibo, epic. Din câte am înțeles, în jocul ăsta există și un Fight Pass și o să avem și un Pass. Și cel mai probabil, dacă Pass-ul ăsta sau Pass-ul viitor îl voi termina, cel mai probabil să fac și un opening. Dar oricum, o mai zic încă o dată, jocul este foarte șmecher până acum, mie îmi place. Aștept și părerea voastră în comentarii să văd dacă vă place. Dacă, na. Da, greu se încarcă. Nici nu pare a fi un joc mare, adică cel puțin pe App Gallery din câte am văzut, pentru că eu am Huawei, din păcate nu am Samsung sau altceva, pe App Gallery mi-apărea 172 de MB, deci nu e un joc mare. Să zici, mamă, are 5 giga. Dar cu toate astea văd că se încarcă greuț. Că tot am deschis acest subiect cu telefonul, ca să nu mai mă întrebați în comentarii, știu bine, nu m-a întrebat nimeni, dar să nu fie pe viitor discuții sau întrebări, filmez pe un Huawei P40 Lite E. Din păcate, telefonul nu are Google, dar din punct de vedere al componentelor, este un telefon foarte bun. Are un procesor bun, are o placă video bună. În Last Day on Earth se mișcă excepțional, cu toate că, na, dacă pui pe ultra și ai setarea de 60 de FPS-uri, îți mănâncă bateria, din păcate, dar n-are nimic. Acum ați aflat și ce telefon am și cu ce telefon filmez. Ai 87%, 88%, mamă, dar durează. Faza este că sunt și fix lângă internet, adică de unde filmez eu până la internet sunt vreo 2 metri maxim, până în 2 metri. Adică, na. ...99%, perfect. Ma, și asta durează, mă.
Ok, revin după ce se încarcă. Ok, bun, am revenit. Îmi zice aici ceva cu update, initial update, noi moduri, mă rog, animații, chestii, da, nu prea ne interesează. Mamă, și aparent îmi dă contul meu cum ar veni, pentru că nu știu dacă știți, eu m-am jucat Shadow Fight 3. Dar nu mult m-am jucat, adică nu m-am jucat foarte mult. Ok, dacă na, ne-a dat contul să jucăm. Cel mai probabil o să-mi schimb și numele. Ia să vedem ce avem aici la Fight Pass. Ok, câte zile mai avem? 9 zile. Mai poate fac jumate din el. Sau măcar un sfert, mă rog. Așa. La cutiuțe ce avem? Wow, cam scumpă partea asta de aici. Da. Luăm și noi așa. Da, îmi place grafica la nebunie, e o grafică și șmecheră rău. Ok, ăsta e free doar dacă le dau follow pe TikTok, nu știu ce. Așa, ăsta e pod upgrade, level la... Ah, nu am bani. Cancel. Ok, am mai luat un erou. Nu știu cine e asta, așa că na, să-i dăm un battle. Să-i dăm un fight. Deci din nou, dacă acest joculeț o să prindă și na, vă susținere din partea voastră, automat o să mai vină și videoclipul cu Shadow Fight Arena. Ok, se mișcă bine, mă așteptam să am ceva lag sau să nu se miște bine. Ok. Mamă, ușor, 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 ușor. Ok. Bun, combo. O, ușor, 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 mamă, nu, 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 nu. Perfect, bun. Când am văzut acolo că m-am cam luat la bătaie, am zis, mamă, stai să vezi că pierd, dar... Na, am câștigat. Ok, runda 2. E, ia stai, ia hai, stai jos. Critical hit. Hai, hai. Perfect, iar critical hit. Ușor, ușor, ușor. Stai, 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 stai. Perfect, am luat un sabie. N-a murit? Ma, acum a murit. Well played. Thanks, îi dau și aici un thanks. Bine, nu știu dacă este player-player sau bot, dar na. Ok, am primit niște puncte pentru Fight Pass. Am făcut primul tier, ah, ok. Acum cere mai multe, cere 90 de puncte. Dar nu e problemă, mai jucăm. Până acum v-am zis, îmi place asta ce aici. Aha, ok. Interesant. Și la cutiuța asta, a. Stați, la cutiuța asta ce este? Oferte. A. Aici avem oferte, mă. Și aici?
L-avem pe Ironclad. Mamă, ce mișto e rogul ăsta. Îmi place skin-ul lui. Din păcate, asta nu putem să-i dăm upgrade. Aia e. Bun, mai dăm un match. Îmi place, îmi place. Skin-ul ăsta nu știu cum se numește. Mă, vreau să-mi văd skin-urile. Ok. Ia uite, îmi zice hello. Stai jos acolo, așa. Nu i-am dat abilitatea? Hai, cam sabia cu critical hit, ăla-i frate. Ușor, ușor, ușor. Singura chestie care nu-mi place la caracterul ăsta este momentul în care vrei să-i dai hit, se teleportează în spatele tău și automat nu poți să mai dai niciun hit. Ați văzut că am încercat să-i dau acolo superul, dar... Ok, ușor. M-am prea să mă obișnuiesc să joc. Am luat un sabie. Ați văzut? A, mi se pare că când dai hit se teleportează. A, ok. Mamă, ce critică hit în cap i-am dat. Hai că m-a dat pe jos. Hai cu critical hit-ul ăla. Am pierdut critical hit-ul. Nu, nu, nu. Perfect. Wow, am rămas cu 69 viață. Singura chestie care nu mai îmi place și... Na, asta e altă chestie, mă rog. E că în momentul în care se teleportează, eu nu mai văd caracterul. Adică, na. Nu știu din câte ați văzut, dar în momentul în care i-am atacat, eu aveam impresia că eu eram, mă revin față în față cu ea, dar de fapt eu dădeam un perete. Adică, na. Ok, aha, și dacă avansez în trofee, pot primi chestii. Aha, ok. Bă, aș vrea să dau un meci cu ăsta. Să văd cum e. Ia, fight. Mă bag cu fratele meu. Ironclad versus Ironclad. Și asta are și ceva skin din câteva sau e din cauza că e adversar. Văd că e ceva cu roșu. A, păi ba doar așa. Critical hit mi-a dat. Nu-i bine? Perfect, stai jos acolo. Mamă, ce sunete are. Bă, îmi place jocul până acum. Cred că am mai zis asta de 5.000 de ori, dar na. Dar e foarte mișto și grafica e blană rău de tot. Mamă, i-am făcut supleu. Superu.
Perfect, stai jos. Bă, îmi place skin-ul ăsta Ironclad. Bun, am mai primit niște puncte, alte puncte. Mă rog, pe total jocul îmi place. Ia, claim. Ok. Aha. Bun, păi cam atâta cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Data viitoare când o să postez următorul videoclip cu Shadowfight Arena, o să încerc să fiu mai bun, adică o să încerc să joc jocul și să avansez. Și din nou, dacă văd susținere din partea voastră și vă place jocul și mai vreți episoade, automat o să mai postez și eu videoclipuri și na. Până data viitoare, v-am salutat!